am nimerit înapoi pe traseu, pentru că nu mai vezi nicio potecă, a crescut iarba și nu știi pe unde să iei. Și umezeală balamuc, care va să zică. Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi suntem din nou pe drum, din nou la pedalat, doar că vremea nu e foarte ok. A fost o săptămână grea, numai ploi, 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 ploi și iarăși ploi. Problema este că încă arată ploaie pe telefon toată săptămâna. Astăzi avem un nou traseu. Pe aplicația Komoot am descoperit o nouă potecă, să zic așa, o nouă potecă de downhill, care avea în jur de un kilometru jumate. Asta rămâne de văzut când ajungem acolo ce găsim. Să sperăm că va fi ok. Ținând cont că a plouat foarte mult, mă aștept să fie foarte mult noroi prin pădure, sincer. Până acolo mai avem de pedalat vreo 2 km, 3 km, cred, dacă nu mă înșel. Și urcăm la deal puțin pe serpentine. Ce vedere frumoasă, Elveția cu, nu, scuzați, Austria cu Germania și vedere la lacul Bodense, care este pur și simplu imens. Când este foarte norat afară, ai impresia că nu se mai termină. Acum se vede capătul cumva. Vedem și că trebuie să-i dăm înainte. Îi dăm, nu ne lăsăm. Așa că dacă aveți provocări sau idei legate de trasee, să facem totul să pară puțin mai interesant, vă jos la comentarii acolo. km. Știu că pe ăla arăta mai puțin, da. Încă sunt puțin nedumerit legat de traseu. Așa că până grasim traseu, punem pauză. Back in business. Traseul am reușit să dau de el. Doar că nu se prezintă așa bine. Vom avea destul de mult de urcat, cred. Pare destul de abrupt aici. Și cumva zona îmi pare cunoscută, sincer. Rămâne de văzut. Dacă nimerim.
pare că vom avea destul de mult de urcat până aici. Destul de accidentat. El motorul săracul trage. Vedem unde ne duce. Da, văd că aici se mai, își mai revine puțin. Exact cum am zis, în pădure destul de frig. Haide, tata, haide! Oh, ce urcare! Numai că unde n-ai vă suhip aici? Problema e că să vedem dacă mai e, că nu știu pe unde să iei, că bolovanii ăștia te nenorocesc. Uite. Aici înseamnă dacă nu e cum trebuie. Asta normal. Era mai mult de coborât. A few minutes later. Acolo n-ai cum. Că se blochează. Nici știu eu pe partea aia. Five minutes later. Greu, am reușit să ies din luminișul ăla și am urcat destul de sus, zic eu. Undeva la cot 1200 sau 1300, ceva de genul. De aici va fi o coborâre interesantă, zic eu. Numai că încă nu știu pe unde să iau. Să iau pe aici sau să iau pe partea mea din spate. Pentru că ar merge și pe aici. Hai să vedem timpul. Stăm bine cu timpul. Și pe aici e destul de interesant. O să vedeți. Avem parte aici de o coborâre mică. Da, s-a dat drumul la sezonul animalelor, pentru că de obicei poarta asta nu este pusă aici, dar azi o găsim aici, ca să nu iasă vacile. Așa că, la vale! Așa că, la vale! E frescara după lume, dar astea sunt puse lemnele astea aici pentru a merge. Pentru că aici, din cauza la animale, se adună mereu apă. Și apă multă, sincer. Doar că... Așa. Aici nu putem să trecem prin asta. Și trebuie să o luăm
cum se spune, până unește în brațe. Haide. Acum, din ce mi-aduc aminte, să facem undeva stânga. Ca să nimerim unde trebuie. Păi și? Nu facem noi stânga? Experiența de azi chiar că este una diferită. O mică băncuță aici. A few minutes later. Am nimerit înapoi pe traseu. Pentru că nu mai vezi nicio potecă, a crescut iarba și nu știi pe unde să iei. Așa că am găsit pe aici drumul. Dar a plouat tată ca lumea pe aici. Oh. Să ne pun drum și ne pe aici, pe unde ne strecurăm. Mamă, nenorocire pe pietra asta. Nenorocire, tată. Aici cred că sunt case de vacanță. E a doua oră când trec pe aici și nu prea am văzut pe nimeni. Destul de inaccesibilă zona. Există drum de mașină, dar e mult de mers. Aici știu că duce traseul. Noroi. Aici trebuia să ajungem. Foarte, foarte mișto. O să parcăm și noi. Cam așa arată. E bogna apa.
dar foarte mișto. Așa că o scurtă pauză. Pauza s-a terminat. Foarte mișto locul aici, foarte, foarte mișto și în același timp foarte relaxant. Apa asta curgătoare, mică cascadă. Foarte dulce și curată. Și rece în același timp. Așa că îi dăm drumul înapoi pe traseu până o să ieșim la un moment dat la stradă. Hai că am reușit. Spre surprinderea mea. Mamă, ce e aici, tată? Ce e aici că nu vezi? Nu vezi drum. Nu-l vezi. Din cauza la iarbă. Bolovanii ăștia nu-i vezi. Cauci pe aici. Crengi, copaci. Mie nu știi pe unde-i drumul. Nu mai ai șanse să mai... N-ai nicio șansă. E ipotecă de hiking, dar niciun caz de e-bike sau de mountain bike. E o leacă de noroi pe aici. Dai de înapoi. Faza ciudată că nu m-am întâlnit cu nimeni pe drum până acum. Nici măcar un om. Să văd și eu cum aia cineva pe aici. Am ieșit undeva aici, mai că nu știu unde. Pe aici ce care fi. Crecile astea sunt de beleafurile. De bele. Aici? Ce e aici? Un mic luminiș. Cred că traseul până aici a fost. Aaaa, câtă apă e! Câtă apă e pe aici. Și probabil că ești puțin bălegar, dar asta nu mai contează, sincer. Opa. Se duce nebuna pe aici. Se duce. Bună porțiunea asta pe aici și sincer nu foarte zâncinată. Acum să vedem pe unde ieșim și noi la stradă. Nu vine nicio mașină. Singura problemă e că am ieșit la stradă. Asta e partea cea mai nasoală, din păcate. Probabil că videoul de azi se va încheia aici.
Sincer, nu văd alt traseu, cu toate că aș fi vrut. Așa că aventura noastră se încheie azi aici. Până data viitoare la un nou video, vă aștept cu un like, subscribe și un coment, sau depinde în care ordine vreți voi. Așa că drumuri faine până data viitoare.